Pentru luni 31 august și marți 1 septembrie, meteorologii au emis atenționare cod galben pentru majoritatea județelor țării, întrucât avem de a face cu un val de căldură care va încinge din nou termometrele care vor indica 35-36 de grade la umbră. Alte 10 județe sunt sub incidența codului portocaliu. Cod galben este așadar și la Giurgiu, unde disconfortul termic va fi din nou prezent, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Pentru această săptămână vremea va fi caldă. Vom avea temperaturi maxime în jurul valorilor de 35 de grade, iar temperaturi minime în jurul valorilor de 22 de grade. Indicele de disconfort termic va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Vântul va sufla slab. De altfel, potrivit meteorologilor, luna septembrie, deși nu va mai fi la fel de călduroasă ca august, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei în sud, sud-est și vest. Precipitațiile se mențin deficitare, cu excepție pentru regiunea nordică, unde media lunară va fi apropiată de cea multianuală de 55 de litri pe metru pătrat. Cald va fi și în octombrie, când valorile termice vor fi peste mediile climatologice în sud-est, sud și vest, însă precipitațiile vor fi abundente în majoritatea regiunilor. Excepție vor face sudul, sud-est, destul și vestul țării.